Urmează să punem întrebări și fiecare trebuie să răspundă. Întâi voi pune întrebări lui Maradona și apoi Mariane. Ce aș vrea să vă întreb pe amândoi? Voi credeți că Domnul va te binecuvânta? Da. Crezi că Domnul poate binecuvânta? Da. Binecuvântare înseamnă schimbare de nume și de caracter. Foarte mult de gândim așa. Bani, mașini în casă. Biblia spune că căutați neprihănirea și împărăția, toate vin de deasupra. Când vorbim de binecuvântare, înseamnă nume schimbat, caracter. Viață nouă, să tânjească și alții, să spun așa, aș vrea să trăiesc și eu, cum trăiește fata asta, băiatul ăsta, să tânjești după astfel de viață. Că sunt foarte mulți astăzi cu bani mulți și nefericiți. Sunt astăzi oameni săraci și nefericiți. Fericirea e acolo unde e Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul cu prezența Lui toată viața. Și să mă ajute Dumnezeu să ajung să mă rog și pentru copiii voștri la nuntă. Frate Maradona, aș vrea să te întreb înaintea Domnului, înaintea părinților. Unde-i tata? Da, trebuia să fie aici, că e un moment foarte important. Și înaintea bisericii. Dacă de bună voie, nesilit de nimeni, o iai în căsătorie pe Mariana să fie soția ta, și până când? Toată viața. Basilică, tata, hai stai aici. E foarte important. Lasă, auzi, nu te mai stresa. Că Domnul va da o nuntă după inima ta. Amin. A doua întrebare. Uite-te la ea că e frumoasă, sâmbătoare, vezi? Da? Eu nu știu legea florilor. Poate vă, numai surorile știi. Ele sunt gospodinele. Buchetul de flori poate trăi și poate trăi multă vreme. Cu apă și lumină. Când o femeie apare zbârcitoră mai devreme, înseamnă că n-a mai pus apă, a pus o travă. Vrei o femeie frumoasă, îngrijești-o, frate. Vrei să arată doamna de lângă tine o prințesă? Caută de ea. Ăsta e adevărul. A iubi-o nu înseamnă a îmbrăca-o. Că dacă n-are riduri pe față, poate are pe suflet. Fă ca doamna de lângă tine să se simte bine și onorată, că s-a căsătorit cu un domn. Dacă vrei să vorbească cu Domnul meu, fii un adevărat om. Maradona, Dumnezeu ți-a dăruit o frumoasă mireasă. Biblia spune ca bărbații să-și iubească nevestele și atunci când ele greșesc. Și atunci când lucrurile nu sunt cum trebuie. Lucrurile în casă. Foarte mulți predică că trebuie să fii una cu soția. Nu. Ia-i la locul ei, tu la locul tău, ci cei doi trebuie să se completeze. Să fie ok. Până când ești hotărât în inima ta să o iubești și să o păstrezi așa frumoasă, așa cum ți-a dăruit-o părinții. Până când? Toată viața. A doua, a treia întrebare e că, o spun așa cu părere de rău, pentru foarte mulți m-am rugat în față. Băieți și fete, dar la cina Domnului nu i-am mai văzut. În biserică nu i-am mai văzut. Căsătorii nu înseamnă mi-am nevasta și tot plec. Mi-am nevasta și vin înaintea Domnului. Iubesc casa Domnului, iubesc biserica, iubesc cuvântul, cinstesc slujitorii. Asta înseamnă familie binecuvântată. Aș vrea să te întreb, Maradona, că te pui un jurământ, un legământ înaintea Domnului și ceea ce va uni Dumnezeu, omul nu va putea despărți. Până când ești hotărât să păstrezi acest legământ, jurământ între tine și Mariana. Până când? Toată viața. Să te ajute Dumnezeu. Vom pune acum întrebări sorei Mariana. I-am spus la început că ea crede în binecuvântarea Domnului. Că noi credem ca și cum am primit. Și aș vrea să vă spun că dacă n-ar crede, n-ar aștepta atâtea luni. Putea să o ia înaintea Domnului. Dar pentru că Mariana și Maradona, cred, au așteptat. Măcar că pandemia a lovit o planetă întreagă.
Ei au crezut că într-o zi vor veni înaintea Domnului și Domnul îi va binecuvânta. Ce mult îmi plac când tineri iubesc această binecuvântare. Să vină în prezența Domnului. Mariana, aș vrea să te îndemn înaintea Domnului, înaintea părinților care te-au crescut și te-au îngrijit, te-au adus aici, înaintea Bisericii Lui Dumnezeu. Dacă din toată inima ta și din tot sufletul tău le iei în căsătorie pe fratele Maradona să-ți fie soț și până când? Toată viața. Valorile unui soț stă doar la o nevastă. Femeia înțeleaptă zidește casa. O femeie înțeleaptă își înalță soțul. Dacă o femeie nu e înțeleaptă, îl poate dărâma oricând. Fie de la slujire, fie de la biserică. Fie, lasă cu biserica, hai la mor, lasă aia, tot așa. Într-o zi te va lăsa și pe tine, Dumnezeu. O femeie înțeleaptă își ia soțul și spune, hai la casa Domnului. Pentru că cel care ne-a binecuvântat, trebuie să mergem să-i mulțumim. Și când Biblia spune, femeia să fie supusă, asta înseamnă că ea se coboară să-l înalță pe Maradona. Până când ești hotărâtă în inima ta să fii supusă lui Maradona și să-l respecti. Până când? Toată viața. Să te ajute Dumnezeu, domnișoară mireasă, tot așa îți merită să vorbești cu el și când să fii sigură. A treia întrebare. Valorile legământului care trebuie păstrate, nu mai de el și de nimeni. De amândoi contează. Niciodată să nu spui de ce. Ci voi în viață o să vă completați. Între voi o să mai fie probleme. Ca în oricare căsnicie. Dar trebuie să găsim soluții ca să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu. Până când ești hotărâtă, Mariana, să păstrezi acest legământ între tine și Maradona și între Dumnezeu. Până când? Toată viața. Să vă ajute Dumnezeu. Vă rog, față în față să îngenunchiați. Și eu să stau într-o parte să mă rog într-o parte. Frate Vasile, te rog să vii să-mi ții microfonul. E un moment foarte important. Ascultă-mă. Spune că aici în față e băiatul tău și fata dumitale. Trăim un secol și o vreme când oamenii nu mai interesează de Dumnezeu. Tânăra familie brașoveană, Maradona și Mariana, au nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Să nu-i lasă Dumnezeu de mâna lui niciodată. Și să le dea Domnul binecuvântări, să aibă și pentru părinți, să aibă și pentru copiilor, și să aibă și pentru biserică. Vă rog din tot sufletul, cu toții să ne aplicăm capetele. Vă rog în numele Domnului. Și cei, și muzica, și toți, ne aplicăm capetele. Eu am să mă rog cu voce tare. Și dumneata, rogă-te așa începe. Ce-ai dorit tu pentru Maradona? Ce-ai dorit dumneata în inima ta pentru Mariana? Ce le dorești dumneitare? Ne aplicăm capetele pentru că vreau să mă rog. Doamne Dumnezeule, Tată scump din cerul, tânăra familia brașoveanu, Maradona și Maria au îngenunchiat. Ei cred că ce binecuvânti Tu rămâne binecuvântat. Doamne, Te simt că ești prezent aici. Așa după cum ai fost la nunta din Cana, fă și aici o minune și binecuvântează-i Tu. Părinții cred în binecuvântarea Ta. Doamne, mă rog Tu să-i unești. Mă rog, Doamne, ca acest cămin Tu să-l zidești pe stâncă. Dacă bate vântul și furtuna, ei să rămână ancorați. Te rugăm să binecuvânți pe Maradona așa cum l-ai binecuvântat pe părintele Avram, cu credință, și să călătorească prin credință împreună cu Mariana în locul cel mai bun pe care Tu îi vei porunci. Cu credință sănătoasă, Doamne. Te rog să-L binecuvânți cu înțelepciune cum l-ai binecuvântat pe împăratul Solomon. Doamne, să fie înțelept, să-și poate cârmui casa. Te
Te rog să binecuvânți cu o inimă aleasă, așa cum l-ai binecuvântat împăratul David. Aleluia! O inimă iubitoare de tine. O inimă care să bată pentru tine. Te rog să-l binecuvânți cum l-ai binecuvântat pe Iosif. Și a așezat părinții în cel mai bun loc din Egipt, Gosem. Doamne, el niciodată să nu uită mama care l-a crescut, care l-a binecuvântat, de care l-a păzit. Să nu uită niciodată tatăl care l-a crescut și l-a îngrijit. Ci totdeauna pentru el să fie prioritar părinții. Ca să aibă o căsnicie fericită, să cintească părinții. În numele Tău m-am rugat pentru el. Doamne, mă rog pentru Mariana să o binecuvânți cu înțelepciune. Să-și poată zidi casa. Să fie primitoare de oaspeți, unii fără să știe au găzduit îngeri. Doamne, să fie supusă lui Maradona. Să iubească legea Ta, cuvântul Tău și biserica Ta. Doamne, Dumnezeule Tată, să fie o mamă binecuvântată. Să-i dai, Doamne, copii sănătoși. Și ea să se bucure de ei. În numele Tău, Doamne, Dumnezeule Tată, mă rog, să-și iubească părinții. Să cinstească mama și tata. În numele Tău m-am rugat, Doamne, păzește Tu familia asta de rău, de foc, de necaz. Și dă-le Tu binecuvântarea Ta. Prin mâna acestei familii să se poate răni și orfanul, și văduva, și săracul. În numele Tău, cred, Doamne, că Tu i-ai binecuvântat pe Maradona și pe Mariana, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă ridicați. Cea mai tânără familie, brașoveanu, Maradona și Mariana, vă rog să-i aplaudați. No, mai urmează ceva. Verighetele acum și după aia. Așa, mai așa, da. Și mânuța aia pe care ai pus verigheta, dă-i un pupic. Așa. Dar tu uita la tata, mă, că nu se ceartă. Așa. Și așa. Aplaudim. Că n-aș uite de spălul ăsta. Nu. Certificat de căsătorie să-l scoate doar la nevoie. Nu la despărțire, ci la nevoie. Domnișoara, Mariana, asta la nevoie, eu l-am scos de 10 ori. Și voi măcar de 5 ori. La nașterea copiilor. Să-i ajute Dumnezeu. Amin. Certificatul medico-legal al Mariane, care atestă că ea e curată de la mână-mână și pentru curăție ei. Hai să aplaudăm. Vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat. Continuă bucuria la mese. Mai departe, Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze pe toți. Amin.